Da, mulțumim, regia, am revenit. Un coleg din presa sportivă vă adresează câte o întrebare. De data aceasta, Adrian Rădulescu, redactorul în șef de la Trustul de Presă Valea Prahovei TV. Pentru domnul primar, în ce condiții ați investit la Petrolul 52? Aș investi? Da. În ce condiții? Păi probabil dacă se va transforma într-o societate comercială cu acționariat, că asta este viitorul, așa se va întâmpla cu siguranță, dacă va veni un investitor și să intrăm și noi acționari, poate m-ar tenta. V-ați dori să fiți majoritar? Poate m-ar tenta. Nu m-ar dori să fiu majoritar, pentru că am fost în fotbalul mare, știți foarte bine că am fost în divizia B. Corect, aveam și Zlatan în divizia B, Alba Iulia în divizia A și am ieșit chiar revelația campionatului în anul ăla. Dar nu cred că m-ar mai tenta să vin la acționar, pentru că sunt costuri, sunt bani foarte mulți foarte care mulți. Trebuie să poți să-i bagi în joc, să pot scoate bani. Da, aveți darul ăsta să scoateți bani dumneavoastră. Toată viața. Și nimeni nu-l are. Adică nu mulți l-au. Toată viața am făcut bani, așa că nu-mi fac nicio problemă. Dar uite, acum când am mai îmbătrânit, nu mai ai același elan să alergi. Atunci plecam, făceam sute de mii de kilometri. Sunteți tânăr, domn primar. Da. Chiar îmi aminte că eu jucam la Steaua și la Vara echipa de la, și ne mai contram. Că, da? Uite, noi suntem prieteni de-o viață cu Savin. N-am discutat niciodată despre ceea ce spune el acum, dar sunt vorbele pe care eu le-am spus în mai, iunie, nu? Întâi să facă o societate pe acțiuni și apoi să meargă, să plece la drum. E, din păcate, uite și tu ai întrebare. Mi se pare normal ca ESAU, care este format, să pună oameni de conducere, pentru că cine dă bani comandă și muzica. Asta e. Nu vă ascund că avem un investitor și da. Singurul cu care am discutat, mai cu Cristi Vlad am discutat, există un cetățean care are bani, a vrut să preia Poli Timișoara, nu a reușit, chiar depusese o garanție. S-au auzit la noi și de Turcu, Vasile Turcu, care venit. Alexandru a vorbit. Probabil că, ne va contacta zilele următoare și să vină la o primă discuție, pentru că el vrea chiar din Liga a 4-a să ia echipa și între aia să ajungă în divizia A. Vivi, când Consiliul Local va da mărcile la Petrolul 52? Așa cum știți, există o hotărâre de Consiliul Local prin care consilierii l-au împuternicit pe primar să valorifice aceste mărci. Pentru că a fost o discuție să dea mărcile Petrolului. Nu, este scrie negru pe alb, să valorifice mărcile deținute de Primăria Ploiești, mă refer la mărcile Petrolului. Asta înseamnă că pașii următori sunt, din ce am aflat și eu, evaluarea, deci se va face achiziție pentru o firmă de evaluare sau o licitație, după care, probabil că următorul pas, și aici s-a venit și mai bine. Dacă e o solicitare, atunci primăria va scoate la licitație. Dacă e solicitare. Dar eu, din punctul meu de vedere, am spus, mi se pare o mare prostie, să evaluezi niște mărci deținute de o primărie. Marca are valoare atunci când este deținută de către un club. Păi și noi suntem primăria Ploiești, un club de fotbal, jucăm în Liga Campionilor. Așa, poate sau... așa sunt legile astea, întortocheate. Toată lumea se referă la ce s-a întâmplat la București cu marca Steaua. Păi acea marca a fost evaluată pentru că era deținută de o structură sportivă, nu numai la fotbal, ci și la toate celelalte ramuri sportive. Avea în spate o Liga Campionilor, Cupa Campionilor, cum se numea atunci, Cupe Campionate. Păi marca asta Petrolul pe care noi o deținem acum la primăria Ploiești, ne-a fost dată de către FSLI Petrom, de către domnul Luca și Bercea, la valoarea de inventar a mărcii de la OSIM. Deci nu ni s-a cerut niciun ban. Eu nu înțeleg de ce acum trebuie să fie valoarea. Nici eu n-am înțeles. Să fie scoasă la licitație, când noi deținem 6 mărci. Una dintre mărci putea fi dată foarte ușor acestei Asociații Sportive Petrolul 52. Deci să înțeleg că e o opoziție din partea Consiliului Local? Nu mai contează din partea cui. Este o opoziție din partea... Că nu prea mulți, uite că începusem și eu să strâng bani și unii mi-au zis, domnule, întâi să clarifice cu ce mărcile astea, după aia dau și eu bani pentru petrol. Știți ce circ a fost acum vreo lună de zile în Consiliul Local? Eu nu știu dacă... Nu, uitați! Eu nu știu dacă are vreo valoare, dacă o scoate la aia, dacă vine cineva. Uitați, domnul cineva interesat. La Alfa au dat și deputați și consilieri mi-au dat și jurnaliști au dat. Da, sunt sumele la șers, că e suma e simbolică.
sufletul contează. Au zis până nu se clarifică pentru Cristi. De ce s-a desființat echipa de fotbal? Aia de seniori. În momentul când am hotărât asta, eram într-un moment destul de delicat. Pur și simplu nu mai aveam nici banii de barem. Nu mai aveam teren. Păi știu că nici nu s-au prezentat la vreun meci. Teren nu mai aveam. Deci, da, situația financiară a impus... Da, am considerat că echipa de juniori, deci cea mai mare echipă de juniori care era înscrisă în campionatul județean, Liga B, era, nu mai avea nicio perspectivă, niciun viitor, copii resemnați, le-am oferit șansa de a împrumuta și de a juca la alte echipe și unde s-ar putea reactiva. S-a pus în practică treaba asta? Deja suntem în discuții, da, câțiva jucători au și plecat, suntem în discuții și cu alții. Ești inițiatorul unui frumos proiect, Cristi, împreună cu consilierii locale Gica Andrei și George Botez, cu liceul acela sportiv. Ce pas au mai făcut? Că toată presa sportivă a scris. Facem un liceu sportiv, undeva pe la Teleajen. Nu, plus sportiv școlar. Școlar. Da, este vorba de liceul de la Teleajen, fostul Petrol, cum zicea, Petrotel, Petrolul Teleajen sau Petrolul, lângă baza sportivă de la Lukoil. Păi și vă dă, că eu nu văd liceu sportiv fără bază sportivă. Nu se prea fac niște demersuri la nivel de minister, că trebuie o aprobare, să prindă mai multe discipline sportive. Vezi că baza, adică terenul de fotbal e al combinatului, eu am lucrat acolo și știu. Da, momentan este sub sechestru, nu. Momentan am vorbit numai de liceu. De clădirea de acolo. Acolo se vrea, trebuie niște aprobări. Ar fi benefic, din punctul meu de vedere, un liceu cu profil sportiv în acest oraș. Sigur. Că va fi acolo, că va fi în altă parte, nu, dar este benefic. Momentan, acolo s-au axat. Am înțeles că din 2017-2018 de proiect. Eu, sincer să fiu, ar fi trebuit să fie luat în calcul și liceul de chimie din Barera. Și acolo sunt terenuri multe. Și e o pistă de atletism. Terenul de tenis. Sunt variante. Eu mă bucur că se face așa ceva. Trebuia făcut de mult oricum. Sigur. Da. Hai să vorbim și de evenimentul major de peste 9 zile. Domnule primar, binefăcătorul nostru, ia dați-ne amănunte. Ce să vă dau, că am cu cât ați băgat mâna în buzunar să ne ajutați, 20. Că firmele astea... Am rezervat 20 de bilete. Așa, între 10 să știe și lumea. 14, dar încă nu am primit un răspuns. Pentru cei de la Liverpool. Pentru cei de la Liverpool. Să aducem o echipă de Worldwide. Worldwide? De la Liverpool, plus cei care sunt în viață din aia bătrânii, se vedem care sunt transportabili. 10. Și vor, 10. Doi sunt în spital, dar vor să mai rămân 8. Mâine, poimine ar trebui să, dacă nu aflăm... Eu am vorbit și eu cu Valii Matescu, cel care se ocupă, eu zic că are el cunoștințele sale, a fost ghid atâția ani. Am rezervat, am obținut un preț bun pe bilet, dus întors, 270 de euro de persoană, deci nu. Iar de cazare și de masă mă ocup eu. Probabil că o să-i cazăm undeva la Sinaia sau la Bușteni, să vedem și o să vină cu mijlocul. Și majorete, că englezii sunt morți după majorete, domn, nu? Să vină ambianța muzicală. Da? Nu știți că eu sunt maestru de cerimonie. Cu papionul ăla frumos. Ei vin cu majoretele lor. Da? Am înțeles. Dar oricum ar fi o surpriză mare pentru noi. Sigur, să reușim să aducem o echipă de Wolfsburg chiar de la Liverpool. Gândiți-vă că acolo jucători... Eu zic că s-a început și proiectul ăsta prea târziu. Eu din vară să demara. Așa trebuia. Primăria cum ajută în vreun fel... Da. Ia zi. Departamentul de comunicare... Lasă-mă cu comunicarea, că era domn primar aici și l-am întrebat. Comunicare se ocupă de evenimente. Da, suntem în legătură și noi cu domnul Matescu. Așteptăm, așa cum spunea și Savin, confirmarea celor de la nivelul. Dacă nu, vom merge pe planul B. B. Așa. Cu un meci între Old Boy din România. Noi o să punem la dispoziție tot ceea ce înseamnă logistică primăriei. O să încercăm să găsim și... Adică moca. Moca, da? Că măcar o dată la 50 de ani să joace și moca. Vorba de faptul că este... Nu mai să ia bani pe chirie pe stadion. Mircea Didea este cetățean de onoare al Ploieștiului. Sunt foști mari... Și cu această ocazie și Nea Puiu Drida merită să fie cetățean de onoare și Nea Ediu Cras. Vorbiți la departamentul politic, aici vorbiți departamentul sportului. Păi nu zic că... Ați greșit consilierul. Ar trebui, nu? La 50 de ani și ăștia.
Octavian Dincuță, care a jucat și Onipal. Octavian Dincuță, nu, nu acuzau unii și alții în vară că n-am grijă de Octavian Dincuță, de Petre Butufei, dar uite că tot eu am grijă de ei. Răutăcism. Răutăcism. Ce? Nu știi cum sunt și în presă răutăcism. Da, nu pot să tac eu. Deci până acum ce se știe? Am avut și o modestă contribuție, am avut câteva idei, vreo două cred că se vor pune în practică. Două rânduri de echipament o să le fac eu. Vedeți? Să scrie și echipament aici. Unul cu albastru cu galben și unul galben cu albastru. Așa, deci e... Roșu pentru cum? Liverpool. Roșu să fie al doilea. Alb-roșu, cum au Liverpool. Da, dacă în caz de... Dar, eu cred că vin cu echipament, dacă vin ei. Nu se știe, trebuie să... Trebuie să faci și să le personalizezi cu data? Da, păi o să vină 50 de ani. Dar de ce nu ați legătura cu Octav? Octav știe să facă și fulare frumoase și astea, am înțeles că bunii nu sunt de acord. Le-am comandat la Masita, la Brașov. E firmă specializată care face echipament. Mă rog, nu știu. Nu știu, el face echipamente, că... Octav? Nu, are relație, că a mai făcut și fulare. Păi cred că pentru evenimentul ăsta 20, să zic 30 de mii de fulare să vând ca popa pentru evenimentul ăsta. Părerea mea. A, bine, asta trebuie să se ocupe. Eu nu mă ocup de problema asta. Deci ce se știe? Să ocupe clubul de deci, problema asta. Se pare că mie mi-a confirmat finul tău, Daniel Chiriță, am fost sâmbătă și ne-am uitat împreună cu Nevalie Alexandru și la handbal și la fotbal ăla micuțu, pentru copilașii ăia frumoși. Se pare că Naționala Cântăreților a acceptat să vină aici. Asta dacă a fost una dintre ide. Liverpool, nu? Nu, asta în aparte și un micro recital și fac un apel la dumneavoastră, dacă știți cumva numărul lui Ibra, să ia legătura neapărat cu Cristi Vlad. Da? Ibra a compus niște cântece frumoase, sunt pe placul tineretului și ar putea și ei să vină cu el, cu formația El Negro, parcă să concerteze acolo 20 de minute, zic eu. Iar... vorbești de Ibrahimović. Nu. Ibra, Fufu și Bogdan. Nu știu cum să spun. El Negru. Că poate să... Așa, ce pot să mai vă spun? Noi săptămâna viitoare, când veți vedea dumneavoastră emisiunea care o vom înregistra, eu am vorbit cu președintele de la Fan Club Liverpool din București, domnul Matei, și ei am înțeles că au primit o invitație din partea conducerii Petrolului să vină un grup fan club Liverpool din București, un tip, mie mi-a plăcut felul cum gândește, suntem noi cu Liverpoolul, ei văd toate meciurile lui Liverpool acolo, un receiver, deci nu se pune problema, dar venim la eveniment pentru că a fost o echipă românească și nu ne pare rău că a fost învinsă de Liverpool. Păi am înțeles că nici o echipă românească nu i-a mai bătut timp. Da. S-am jucat și eu cu ei. Așa, am făcut un 1-1 acasă, am dat Claudiu Răducan gol pe noroiul ăla, noroc cu acea suprafață de joc. Mai țineam minte la Ghencea când ne puneam crampoane de cei că suntem pe tocuri. Și acolo am pierdut 1-0, a dat Harry Keogh gol. Mă uitam că am jucat contra lui Gerard. Nu Gerard, Michael Owen. Mi-a făcut și o tită la... Dacă se cântă imnul acolo, cum? Și până lângă mine, n-am putut să-l prind nici cu mâna. Auzi, dar cum începe lumea să cânte imnul? Când a cântat You Never Walk Alone, eram în teren și eram prea doar, era o fază în care o aveți și mă uitam în tribună. Este superb. Și acest fanion pe care... Să-i mulțumesc lui Titel. L-am văzut atunci când am trecut pe culoare. Era acolo, în muzeul Liverpool, acest fanion al... Și o sondă mică, da, din metal. Care Florin Bercea, când a fost cu Rexamu, a donat atunci. Da, erau acolo, amândouă. Da. Stai că... Păi tu n-ai fost cu Rexamu? Am fost căpteanul echipei, nu știu. Păi și atunci... Pe atunci s-a pus aia sondă. Păi nu de vorbesc ca... După! Am înțeles. Cristi, ai dat cu bățul ăla pe Anfield? Nu, pe Anfield nu. De ce? Manchester... Da, nu, Anfield nu. Da. Să ne apropiem de ultima pauză publicitară, dar avem un filmuleț de cam 4-5 minute despre evenimentul Petrolul Liverpool care s-a întâmplat în urmă cu 4 ani și un pic. Hai să vedem ce reprezintă evenimentul în sine și revenim după pauza publicitară. Multeanu.
Alexandru. Rezistă această unică victorie a unei echipe românești în fața lui Liverpool. Noi am dorit ca și mâine o echipă românească să învingă Liverpool, dar vedeți că nu este atât de ușor. Au fost până acum, dacă nu mă înșel, 15 întâlniri dintre echipele românești, Steaua, Dinamo, Rapid, Petrolul și Unirea Urziceni și uitați că numai noi am reușit această performanță, ca să o spunem. Dar de ce, domnul Drid? Are un farmec aparte sau credeți? Nu are un farmec aparte, din contră, eu cred că vine să consolideze faptul că și în acea perioadă, deci acum 46 de ani, se juca fotbal în România, erau echipe bune în România, echipele de provincie nu cedau și nu erau cu nimic inferioare în fața echipelor din București și uitați-vă, o echipă oarecare, Petrolul din Ploiești, a reușit să țină piept unei super echipe care se numea și se numește Liverpool. Să știți că pentru noi cei care suntem în viață, respectul de care ne bucurăm, faptul că nu am fost uitați înseamnă mai mult decât orice, mai mult decât 10.000 de euro, ca să spun așa.